Salutare și bine v-am găsit! Pentru astăzi v-am pregătit un material foarte interesant, dar înainte de toate nu uita să lăsați un like, un share, un subscribe. Pe mine mă ajută foarte mult în creșterea comunității și pe această cale țin să vă mulțumesc foarte mult. Și haideți să vedem despre ce este vorba. Astăzi vom vorbi despre trei remedii naturiste pentru tratarea alergiilor de primăvară. Alergiile reprezintă reacția sistemului imunitar al organismului sub acțiunea unor microbi sau alergeni. În vreme ce pentru o bună parte din oameni acești alergeni sunt inofensivi și nu reprezintă nicio problemă, ei bine, sistemul imunitar al persoanelor alergice îi depistează drept amenințări. Iată cum puteți afla dacă suferiți de alergii sezoniere, dar și ce remedii naturiste vă vin în ajutorul tratării acestora. Alergiile de primăvară, asemenea tuturor alergiilor, pot pune viața în pericol a milioane de oameni. Acestea pot fi contactate fără a ne da seama, prin piele sau indirect prin mucoasele a diferite organe sau chiar prin sistemul sanguin. Acest tip de alergii poate fi depistat prin observarea neregurilor care se întâmplă cu organismul nostru. Mai exact, nasul înfundat, strănutul sau ochii care lăcrimează sunt doar trei dintre manifestările alergiilor de primăvară. Acestea sunt declanșate de regulă de polen, praf, mucegai, înțepături de insecte, diverse plante, păr de animale sau chiar anumite substanțe din compoziția unor produse cosmetice ori de îngrijire. Totodată, alergiile sezoniere pot fi declanșate și de alimente precum laptele, ouăle, grâul, fructele de mare, ciocolata, căpșunile și multe altele. Cum putem depista alergiile? Ei bine, dacă observați că prezentați simptomele prezentate mai sus, este necesar să mergeți la un medic alergolog pentru a efectua mai multe teste alergologice. Aceste teste se realizează pentru a vedea la ce substanță sunteți alergici prin injectarea sub piele a diversi alergeni pentru a vedea reacția organismului. Dacă deja ați apelat în trecut la ajutorul medicului specialist și ați depistat care este factorul declanșator al alergiei, iată câteva remedii naturiste pentru a trata alergiile de primăvară. 1. Echinacea Echinacea este aliatul perfect împotriva alergiilor de primăvară. Această plantă contribuie la întărirea sistemului imunitar și este un ajutor de nădejde împotriva simptomelor precum tușitul și strănutul. Echinacea poate fi consumată sub formă de ceaiuri, capsule, tincturi sau suplimente alimentare. Dar, atenție mare să nu depășiți doza indicată. 2. Urzica Urzica este un antihistaminic natural excelent împotriva alergiilor, întrucât inhibă reacția sistemului imunitar la alergeni și calmează senzația de ochi înroșiți. Totodată, ceaiul din frunze uscate de urzică ajută la eliminarea strănutului și a mâncărimilor feței. 3. Menta Menta este de asemenea eficientă în calmarea simptomelor alergiilor. Se recomandă consumarea unei căni cu ceai în fiecare zi până la ameliorarea simptomelor. În plus, pentru că este foarte eficientă în tratarea problemelor oculare, poți utiliza plicurile rămase de la ceai pe post de comprese pentru a opri lăcrimare. Vă mulțumesc frumos pentru vizionare, cam acesta a fost materialul meu pentru ziua de astăzi. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like. Dacă sunteți nou pe acest canal, nu uitați să vă abonați și să activați și clopoțelul pentru a primi notificări de fiecare dată când eu postez ceva nou. Bun. Cam acesta a fost. Vă mulțumesc frumos, v-am pupat. O zi bună. Pa pa.